Nu. În primul rând, ce rămâne deschis mâine, ce va fi închis? Că nu ne-am lămurit. Haideți să vă lămuresc eu. Potrivit hotărârii Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență, s-a stabilit... Mă auziți? Da, foarte bine. Masca de protecție este obligatoriu a fi purtată în toate spațiile, închise și deschise. S-a stabilit că unitățile de învățământ vor funcționa în scenariul online, scenariul prevăzut de Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, respectiv scenariul roșu. S-a stabilit ca toate activitățile în spații închise, restaurante, cafenele, jocuri de noroc, săl de cinematograf, de spectacol, să fie interzise. Cu privire la activitatea creșelor și after school-urilor, activitatea acestora este permisă în continuare. De ce? Este permisă. De ce? Pentru că așa prevede Ordinul Comun al Ministrului Educației și Cercetării, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Muncii și Protecției Sociale. Da, dar în hotărârea dumneavoastră... În hotărârea dumneavoastră... Mă lăsați puțin, a fost o îndreptare de eroare materială. Nu știu ce înseamnă îndreptare materială. Nu știu ce înseamnă. În hotărârea de guvern 856 din 2020 este permisă activitatea creșelor și a after-school. Doamna purtător de cuvânt, vorbiți acum cu oamenii care mâine vor să știe ce să facă, să-și ducă copiii la școală sau nu, la grădiniță, la after school. Nu înțelegem cum e cu eroarea materială, nu înțelegem cu deciziile Ministerului Sănătății, deciziile Ministerului Educației. Spuneți-ne de ce scrie, doamnă, de ce scrie în hotărâre participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități lecții online și dumneavoastră spuneți că cei de la creșă și after school pot să meargă acolo unde au creșă și after school? Activitatea din creșă nu este considerată activitate de învățământ, este un serviciu social. Pentru că activitatea after school-urilor, potrivit codului CAIEN, nu este activitate de învățământ potrivit legii educației naționale. Și after school? After school-ul și creșa are o altă activitate și nu intră sub incidența legii educației naționale. Perfect. Din ce spuneți dumneavoastră rezultă că mâine copiii care merg la after school și creșă nu sunt în pericol să se infecteze? Nu, am spus că este permisă activitatea desfășurată în after school-uri și în creșe. Minunată, baza legislativă extraordinară. Dar sunt în pericol sau nu? Sunt în pericol copiii sau nu? Asta nu pot eu să spun, eu doar vă spun ce este permis potrivit legislației indicate. Păi la ce face referire această hotărâre? De ce ați dat această hotărâre? Deci eu v-am spus ce s-a hotărât astăzi la nivelul Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență. De pentru ce? Că acest comitet era obligat ca în 48 de ore de la schimbarea ratei de incidență, a trecut peste 3.000 de locuitori, să se întrunească și să constate depășirea indicelor, ceea ce a și făcut, și pe baza propunerilor venite de la Direcția de Sănătate Publică, care au venit în 24 de ore de la schimbarea indicelor, s-au făcut aceste propuneri. Cum ați constatat depășirea indicelui? A fost informații de către Institutul Național de Sănătate Publică. Da, dar noi știam de ieri. Da, noi știam de ieri. Întrebarea ta era de ce să închizi școlile, nu? Asta era. De da. Ce? Pentru ce? Care este motivul pentru care închideți școlile? Ca să nu se infecteze copiii sau de ce? Haideți să vă explic. Da? Eu v-am spus ce s-a hotărât în interiorul organului colegial, în speță în interiorul Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență. Mulțumesc foarte mult. La revedere. Nu, mai avem întrebări. Purtătoare de cuvânt.